Să învățăm prin imaginație și predicatul nominal. Pentru început, dacă ai putea alege, cine ai vrea să fii? De ce? Simona Halep sau alt sportiv? Părintele Damaschin? Ștefan cel Mare? Altcineva? Cine ai vrea să fii? Să ne prezentăm apelând la întrebările următoare. Cine sunt eu? Eu sunt Violeta. Ce sunt eu? Eu sunt elevă. Cum sunt eu? Eu sunt misterioasă. Comunicare, legături, viață, învățare. Așa cum realitatea are legătură cu imaginația, omul fiind puntea ce le unește, tot așa gramatica are legătură cu viața. După ce am răspuns la întrebarea cine sunt eu, putem răspunde la întrebarea ce sunt eu, ce am fost eu, ce voi fi eu. Eu am fost un copil neștiutor. Acum sunt un om interesat de nou. Mâine voi fi o poveste. Observăm predicatele. Ce vedem? Le vedem alcătuirea din două componente, 1. Verbul a fi și 2. Un cuvânt numit nume predicativ. Eu am fost un copil neștiutor. Ce am fost eu? Am fost un copil. Acum sunt un om interesat de nou. Ce sunt eu? Sunt un om. Mâine voi fi o poveste. Ce voi fi eu? Voi fi o poveste. Verbul a fi, din structura acestui tip de predicat, nu comunică nimic. Doar completat de cuvântul următor, transmite ceva. Un astfel de verb se numește verb copulativ. Citez. Motoșel și Botoșel erau doi pisoi la fel. Am încheiat citatul din Ana Blandiana. Ce erau? Erau pisoi. Nu erau tigri. Ce este un verb copulativ? Verbul copulativ este verbul care alcătuiește un predicat nominal. Poate alcătui un predicat nominal doar atunci când are categoria modului. Este un verb de legătură. Face legătura între subiect și nume predicativ. Este un verb nepredicativ. Nu poate forma singur predicatul. Observăm. Ziua este frumoasă. Maria a fost prietena mea, ea va fi fiziciană. Ce știm până acum? Predicatul nominal este alcătuit din verb copulativ și nume predicativ. Există multe verbe copulative pe care le vom descoperi treptat. Deocamdată, reține că a fi este cel mai des folosit. Poate să fie utilizat la orice mod personal, respectiv, orice timp și persoană. Exemple. La indicativ. Eu eram un copil. Observăm eram la timpul imperfect. Conjunctiv. Tu să fii un om mai bun. Să fii. Conjunctiv timp prezent. Condițional optativ. El ar fi fost un coleg serios. Ar fi fost. Timp perfect. Imperativ, fii cu minte, fiți mai atenți, fii, fiți. Numele predicativ poate fi exprimat prin substantiv, voi sunteți colegii lui, colegii, nume predicativ exprimat prin substantiv comun simplu, sau adjectiv, voi ați fost atenți, atenți, nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis. Observați că am subliniat predicatul nominal în întregime. Sunteți colegii, ați fost atenți. Și separat am scris colegii, atenți, în numele predicative exprimate prin părțile de vorbire respective. Numele predicativ poate fi simplu sau multiplu. Simplu. Maria a fost cu minte. Multiplu, Maria este cu minte și hazlie. Calitatea de nume predicativ se păstrează și după un verb copulativ de formă nepersonală. Exemplu, fiind curioasă, am întrebat.
fiind este circumstanțial de cauză, exprimat prin verb copulativ la formă verbală nepersonală, gerunziu. Fixarea cunoștințelor, aplicații. Câteva exerciții. 1. Transcrie predicatele și precizează-le tipul din, citez, o luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Am încheiat citatul din George Coșbuc. 2. Completează enunțurile cu formele verbului copulativ cerute. Ei, cu minți. Vei pune verbul copulativ a fi la modul indicativ, timp perfect compus. Maria a vrut, punem modul conjunctiv, timpul prezent, prietena mea. Eu, mod condițional optativ, timp perfect, curios să aflu totul. 3. Precizează partea de vorbire prin care este exprimat numele predicativ în enunțurile următoare. Noi vom fi harnici, Ilie a fost un sportiv bun, ei ar fi deștepți dacă, mătușa ta este polițistă, eu aș vrea să fiu atentă. 4. Scrie valorile morfologice ale verbului a fi din propozițiile. Eu am fost acasă. Eu am fost leneș. Tu vei fi arhitect. Tu vei fi la școală 5 ore. Rezolvare. 1. Precizarea predicatelor. O luptă-i. Predicat nominal. Te luptă. Predicat verbal. 2. Completarea enunțurilor. Ei au fost cu minți. Maria a vrut să fie prietena mea. Eu aș fi fost curios să aflu totul. 3. Precizarea părților de vorbire prin care sunt exprimate numele predicative. Harnici. Nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis. Sportiv. Nume predicativ exprimat prin substantiv comun simplu. Deștepți. Nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis. Polițistă. Nume predicativ exprimat prin substantiv comun simplu. Atentă. Nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis. 4. Valorile morfologice ale verbului a fi din enunțurile următoare. Am fost, din structura am fost acasă, este verb predicativ. Am fost, din structura am fost leneș, este verb copulativ. Vei fi, din structura vei fi arhitect, este verb copulativ. Vei fi, din structura la școală, verb predicativ. Evaluare. Alcătuiește o prezentare cu titlul Cine sunt eu? Cine aș vrea să fiu? În care să folosești verbul a fi cu valoare copulativă la toate cele patru moduri. Vei sublinia verbul la cele patru moduri cu diferite culori. La sfârșitul prezentării vei realiza o legendă în care vei explica ce culori ai atribuit modurilor. Exemplu de legendă. Pentru verbele la modul indicativ poți folosi roșu, pentru conjunctiv galben, pentru condițional optativ albastru, pentru imperativ verde. Mulțumesc!